Bună seara tuturor! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog cu Consumatorii. În această seară vom discuta despre asigurarea calității medicamentelor de uz uman și invitata noastră este doamna Anca Crupariu, șef departament politici și strategii și purtător de cuvânt al Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara! În această seară ne veți învăța foarte multe lucruri și foarte multe informații importante pentru consumator. Să vedem în primul rând care este misiunea agenției, ca să știe cei de acasă. Deci, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale este autoritatea competentă națională în domeniul medicamentului de uz uman. Din 2007, din 1 ianuarie 2007, de când facem parte, suntem stat membru în Uniunea Europeană și agenția noastră a devenit una din cele 27 de agenții naționale coordonate de Agenția Europeană a Medicamentului. Deci, cu ce se ocupă Agenția Națională a Medicamentului? Asigurăm sau garantăm calitatea și eficacitatea medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață prin activitatea de evaluare și autorizare de punere pe piață a medicamentelor, prin autorizarea studiilor clinice care se efectuează tocmai în vederea punerii pe piață a medicamentelor, de asemenea, prin activitatea de supraveghere a calității medicamentelor în circuitul terapeutic, prin activitatea de inspecție farmaceutică și farmacovigilență. De asemenea, există și un departament de control al calității medicamentelor care efectuează în situații date, în situații impuse de legislația europeană, controlul calității medicamentelor. Acest lucru ce înseamnă? Dumneavoastră controlați medicamentele care intră în țară sau doar cele care sunt făcute la noi în România? Nu. Legislația europeană, la care noi am aderat în totalitate, cum este și normal, nu mai impune ca înainte de aderare controlul fiecărei serii de medicament. Deci această eliberare a seriei pe piață nu mai este asigurată de Agenția Națională a Medicamentului, ci fiecare deținător de autorizație de punere pe piață, printr-o persoană așa numită calificată, eliberează sau dă certificatul de eliberare a fiecărei serii. Agenția noastră se ocupă de evaluarea documentației de autorizare pentru fiecare medicament pentru care se solicită autorizarea de punere pe piață. Este o activitate extrem de riguroasă, care se face pe baze științifice, pe baza unor ghiduri europene, pe baza unor respectării standardelor cele mai înalte la nivel european. Deci, fie că suntem autoritatea din România, fie autoritatea din oricare alt stat membru, legislația este aceeași. Se respectă aceleași standarde, se lucrează după aceleași ghiduri europene. Așadar, consumatorul, în momentul în care intră în farmacie, și să menționăm clar farmacie, nu online, are garanția că medicamentele au calitatea corespunzătoare. Absolut. Deci, orice medicament care este pus pe piața românească, fie că este autorizat prin așa numita procedură națională de autorizare de punere pe piață, fie că este autorizat printr-una din procedurile europene, despre care o să vă vorbesc imediat, calitatea medicamentului este sigură. Procedurile europene. Ce înseamnă acest lucru? Toate acestea sunt foarte bine descrise în legea noastră de căpătâi, în legea 95 din 2006, care nu este altceva decât o transpunere a directivei europene, numărul 83 din 2001, care nu face decât să stabilească un cod comunitar pentru medicamentul de uz uman. Deci, legea 95 pe
pe 2006, titlul 17, medicamentul, este legea noastră de căpătă, este legea care guvernează medicamentul. De voi vorbeam de procedurile europene de autorizare, de punere pe piață. Este vorba de procedura centralizată. Aceasta înseamnă că un solicitant depune o documentație de autorizare la Agenția Europeană a Medicamentului și un medicament, odată autorizat de Agenția Europeană a Medicamentului, poate să pătrundă pe piața Uniunii Europene oricând, la solicitarea sa. Alte proceduri europene și în care suntem direct implicați ca și autoritate națională sunt procedura de recunoaștere mutuală și procedura descentralizată de autorizare. Ce înseamnă acest lucru? Procedura de recunoaștere mutuală înseamnă că o anumită firmă care a fost deja autorizată într-un anumit stat membru al Uniunii Europene solicită intrarea și în alte state ale Uniunii Europene. În acest caz, în statul nou în care se solicită intrarea, se numește stat membru interesat și se poate folosi raportul de evaluare pe care primul stat în care s-a autorizat medicamentul respectiv, deci raportul care a fost elaborat de primul stat în care s-a autorizat medicamentul respectiv. Deci, acela este statul membru de referință, putându-se purta un dialog științific, un dialog între evaluatori referitor la raportul de evaluare întocmit de statul membru de referință. Aceasta este procedura de recunoaștere mutuală. Procedura descentralizată înseamnă că o anumită companie farmaceutică solicită intrarea în același timp pe piața mai multor state membre ale Uniunii Europene. În această situație, unul dintre state va face raportul de evaluare care va fi comentat de evaluatorii din celelalte state membre. Deci, practic, se alege un stat membru de referință care va efectua raportul și celelalte sunt state membre interesate care vor face comentarii pe baza acestui raport. Această activitate de evaluare în cadrul procedurilor europene de recunoaștere mutuală și descentralizată este coordonată de un comitet la nivelul Agenției Europene a Medicamentului, un comitet de coordonare. Aș dori să știu, pentru că am menționat și farmaciile, agenția face cumva inspecții? Sigur, avem departamentul de inspecție farmaceutică, dar autorizarea farmaciei nu este în obligația sau în atribuția Agenției Naționale a Medicamentului, ci a Ministerului Sănătății. Noi facem inspecții de autorizare a fabricanților, deci acordăm autorizații de fabricație, facem inspecții pentru autorizarea distribuitorilor angro și acordăm în urma inspecției dacă sunt respectate toate standardele europene în domeniu, acordăm autorizația de funcționare pentru distribuitorii angro. De asemenea, facem inspecții atunci când sunt reclamații de calitate și atunci efectuăm inspecția și în farmacie. Deci numai pe probleme de calitate, nu de autorizare a farmaciei. Pentru că tot ați menționat calitatea, știm foarte bine că există medicamente românești și străine care conțin absolut aceleași ingrediente sau cum se numesc, dar în cele românești sunt mult mai ieftine. Și poate consumatorul e puțin bulversat. Trebuie să lămurim niște aspecte, să nu facem o confuzie. În primul rând, s-ar putea ca dumneavoastră să vă referiți la medicamentul, pe de o parte, medicamentul inovator, medicamentul Princeps, medicamentul original și medicamentul generic. Sunt două aspecte.
medicamentul generic care are aceeași compoziție chimică ca și medicamentul original și pentru care nu se mai efectuează, conform legislației europene, studii clinice pentru demonstrarea eficacității, ci numai studii clinice pentru demonstrarea bioechivalenței terapeutice. Asta este un aspect. În privința medicamentelor care sunt preparate, fabricate în România, vă asigur că se respectă aceleași standarde ca în oricare alt stat membru al Uniunii Europene. Vorbim de unități care sunt certificate GMP, ca să vorbim în termenii englezești sau în termenii românești, sunt certificate pentru buna practică de fabricație. Aceasta înseamnă GMP, Good Manufacturing Practice. Deci vorbim despre aceleași standarde. Dacă vorbim despre aceleași standarde, nu putem vorbi decât de aceeași calitate de medicamente pentru care autoritatea care autorizează medicamentul respectiv nu poate garanta decât calitatea, eficacitatea și un grad acceptabil de siguranță al medicamentului respectiv. De ce am spus un grad acceptabil de siguranță? Pentru că atunci când se autorizează un medicament, nu este un termen inventat de noi, ci un termen tradus, este un termen uzitat în toată Uniunea Europeană. Deci când se autorizează un medicament, se autorizează pe baza unor studii clinice. Studiile clinice controlate nu se pot efectua decât pe anumite grupuri de pacienți, pe anumite categorii, pe un anumit număr limitat, dar adevărata siguranță a medicamentului în administrare o probează timpul, este probată în faza de post-autorizarea de punere pe piață. De aceea vorbim de un grad acceptabil de siguranță la momentul în care medicamentul nou este pus pe piață. Da, tocmai de aceea spuneam că și cele românești sunt foarte bune. Absolut, de aceeași calitate cu orice alt medicament care este fabricat într-o unitate de asemenea certificată pentru bună practică de fabricație în oricare alt stat membru al Uniunii Europene. Deci sunt aceleași standarde. Dorim ca populația să înțeleagă că nu mai există alte standarde la nivelul Uniunii Europene. Deci dacă vorbim de aceleași standarde, vorbim de aceeași calitate. Deci poate să-și ia liniștit un medicament cu substanța respectivă și românesc. Absolut. Ne întreabă cineva pe chat, Andreea, de ce diferă prețul în farmacii la același medicament, de exemplu? Sunt aspecte care nu intră în atribuția Agenției Naționale a Medicamentului. Prețul medicamentului puteți vedea și pe site-ul nostru, se specifică cu ce ne ocupăm și cu ce nu ne ocupăm. Deci prețul nu intră deloc în atribuțiile noastre, deci aș vrea să nu discutăm despre acest aspect. Este un aspect de care se ocupă numai Ministerul Sănătății. Nicio problemă, poate Andreea, cu altă ocazie vom avea o emisiune în care vom discuta acest lucru. Foarte mult diferă și chiriile, sunt foarte multe lucruri la mijloc. Gabriela ar dori să știe și o să intrăm în acest subiect pentru că l-am menționat mai devreme. Ce risc există dacă cumpărăm medicamente de la un comercian neautorizat sau dacă luăm de pe internet? Să vedem, pentru că este o mare problemă. Mă bucur că un ascultător ne pune chiar această întrebare pe care oricum aș fi dorit eu să intrăm în acest subiect extrem de controversat. Deci achiziționarea medicamentelor de pe internet și nu numai de pe internet, de la orice persoană fizică neautorizată, de la orice unitate neautorizată, înseamnă asumarea unui risc enorm de achiziționare a unui medicament contrafăcut. Și tocmai
De aceea, noi ne propunem împreună cu dumneavoastră, cu Asociația de Protecție a Consumatorilor, să informăm, să educăm pacientul, să educăm populația în legătură cu ce nu trebuie să facă niciodată. Și achiziționarea medicamentelor de pe internet poate că este unul dintre primele lucruri pe care trebuie să le înveți, să le învețe populația, să și le însușească, înțelegând de ce spunem acest lucru, pentru că internetul a ajuns o adevărată junglă, o adevărată junglă în care organele abilitate, în care poliția nu poate să pătrundă pentru, sau pentru a anihila complet acest flagel, medicamentul contrafăcut, care în primul rând poate fi achiziționat din aceste surse neautorizate. Deci medicamentul, ca să conchidem, trebuie cumpărat numai din unitățile autorizate și în România se poate pune semnul egal între unitate autorizată și farmacie. Trebuie să știe că cei care vând pe internet profită poate de disperarea lor, pentru că sunt și cazuri în care oamenii sunt disperați, nu doar de preț este problema. Bineînțeles, sunt atâtea cazuri și noi le-am și consemnat pe site și zilele acestea tocmai iarăși ne-am lovit de un astfel de aspect de medicament contrafăcut care este achiziționat de pe internet sau din surse ilegale. Deci pot să dau și un exemplu. Avem o rubrică pe site care se intitulează Contrafacere și în care anunțăm populația, deci site-ul nostru este www.anm.ro, se intră pe medicamente de uz uman și apoi în rubrica Contrafacere și se pot găsi aceste anunțuri importante. Iar pe data de 27 mai chiar s-a postat o astfel de alertă rapidă pe care am primit-o din partea autorității competente din Germania, care a depistat pe piața ilegală, deci nu în farmacii, un supliment alimentar, dar pentru că vrem să atenționăm populația și chiar dacă nu ne ocupăm de suplimente, am postat acest anunț. Deci autoritatea din Germania a depistat un supliment alimentar intitulat pe ambalaj Pure Caffeine 200 mg cu menționarea că ar fi pentru slăbit, un produs pentru slăbit. Autoritatea din Germania a analizat medicamentul respectiv, așa zisul medicament, deci produsul respectiv, și a constatat că în loc de cafeină era vorba de 2,4-dinitrofenol, o substanță chimică extrem de toxică, folosită cu 70-80 de ani în urmă în curele de slăbire ale sportivilor pentru faptul că intensifică metabolismul bazal, intensifică arderea grăsimilor. Dar efectele toxice ale acestei substanțe sunt extrem de grave, ducând printr-o acumulare în organism de cele mai multe ori, dacă se ingerează o doză toxică, la un sfârșit letal. Și chiar în condițiile de astăzi, când serviciile de reanimare dispun de o înaltă tehnologie, dacă pacientul respectiv a ingerat o doză toxică, sfârșitul letal este absolut inevitabil. Dar încă sunt pe piață foarte multe suplimente din acestea pentru slăbit. Și mai vedem, mai dispare câte unul, mai... Deci când spuneți pe piață, vă referiți pe internet. Probabil că dacă... Și în farmacie au fost acele ceri de slăbit care au dispărut, la un moment dat au fost scandaluri. Dar mai există? Deci, din păcate, autoritatea noastră nu se ocupă sau nu intră în atribuțiile noastre să autorizăm depunere pe piață suplimentele alimentare. Deci sunt alte autorități care se ocupă de acest lucru, dar sigur că
pentru că ne preocupă sănătatea publică în primul rând, acesta este obiectivul nostru numărul 1. Sigur că am analizat și am comentat când mi s-a cerut riscul suplimentelor alimentare, dar în special al celor care sunt achiziționate de pe internet. Mereu revenim la acest element, achiziționarea de pe internet. Și repet încă o dată, dacă o să vă uitați în acea rubrică contrafacere de pe site-ul nostru, o să vedeți că în 2010, în 2011 am consemnat cazuri de contrafacere tocmai care ne-au parvenit prin sistemul de alertă rapidă pe probleme de contrafacere, deci cazuri de așa zisuri ceaiuri medicinale pentru slăbit din China, din India și care în afara plantelor medicinale declarate pe ambalaj conțineau și sibutramină, despre care vă amintiți că în 2010 a fost retrasă de pe piața Uniunii Europene pentru efectele sale toxice pe sistemul cardiovascular. Sigur, sibutramina are o acțiune de determinarea unei stări de sațietate, de sațietate și în felul acesta poate să ducă la pierderea în greutate prin inducerea acestei stări. Dar pentru că Uniunea Europeană, Agenția Europeană a Medicamentului, prin comitetul său de experți în domeniu, a constatat din datele disponibile care i-au parvenit că raportul beneficiu-risc nu mai este în favoarea beneficiului, ci reacțiile adverse semnalate au mutat acest raport în favoarea riscului. Atunci s-a decis suspendarea autorizației de punere pe piață pentru sibutramină. Deci revenind la ceaiurile de slăbit contrafăcute, acestea aveau un adaus de sibutramină pe lângă plantele medicinale care erau declarate pe ambalaj. Deci riscul extrem de mare de achiziționare de produse pe internet. Repetăm din nou acest lucru. Facem un apel la populație să înțeleagă. Este singura noastră modalitate la care putem recurge pentru a determina pacientul să renunțe la această achiziționare de pe internet. Apropo de acest lucru, Mădălina vrea să știe cum putem deosebi un medicament original de unul contrafăcut. N-ar trebui să ne aflăm în postura aceasta dacă cumpărăm din farmacie, corect? Sigur, dacă se cumpără din farmacie, atunci nu se mai pune această problemă. Deci, în cazurile care ne-au fost semnalate și pe care le-am trecut în acea rubrică contrafacere, dumneavoastră poate să constate că am și atenționat, de exemplu, a fost în 2010 un caz de contrafacere, medicamentul Ali, deci ne-a parvenit din America această alertă rapidă, medicamentul cu denumirea comercială Ali, substanță activă orlistat, în care se și autoritatea din Statele Unite și atenționa populația că exista o mică diferență de aspect între medicamentul original și medicamentul contrafăcut. Deci întrebarea este foarte justă, dar așa cum ați spus dumneavoastră, dacă cumpără din farmacii, nu mai e nevoie să știe. Nu mai trebuie să-și facă nicio problemă. Mai avem întrebări pe chat, însă o să luăm o scurtă pauză. Nu uitați că ne puteți contacta pe Telecom Salon Protecția Minus Consumatorului, consumatorilor.ro, în cazul în care aveți probleme cu un produs sau un serviciu achiziționat de pe internet, pentru că tot am vorbit. Luăm o scurtă pauză și revenim. Intră acum pe www.iatitudine.eu.
Dar ce i-ați făcut? Nimic, abia l-am cumpărat. Ați pus și degetele pe ecran și ați țipit de ăsta 3 milioane și e ca nou. Glumiți. Știți cine sunt eu? Sunt cetățean european și am drepturi. Dacă produsul cumpărat nu funcționează cum trebuie, ai dreptul la reparație gratuită sau să primești altul în loc. E dreptul tău. Acționează! Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit. Ajută-ne să ajutăm! Protejează mediul fără să faci efort. Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit în campanii de protecție a mediului. Știți unde mă găsiți? Mulțumim! M-ați chemat? Da, în pachet scria că avem aer condiționat și... A, am uitat. Poftiți. Glumiți. Știți cine suntem noi? Suntem cetățeni europeni și avem drepturi. Dacă pachetul turistic nu corespunde ofertei inițiale, ai dreptul să ceri respectarea acesteia sau despăgubiri. E dreptul tău. Acționează. Salvează o viață fără să faci efort. Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit pentru campanii de prevenire a abandonului și abuzului copiilor. O nouă atitudine. Ajută un copil fără să faci efort. Intră acum pe www.iatitudine.eu și direcționează 2% din impozitul pe venit în campanii de educare. Am revenit la discuția noastră despre asigurarea calității medicamentelor de uz uman și rămăsesem puțin cu atenția către CET, pentru că Ciprian ar fi vrut să știe ce se întâmplă, pentru că uneori se găsesc medicamente expirate în farmacii, ce ar trebui să facă. Dacă se întâlnește cu astfel de situație, nu poate decât să ne adreseze o reclamație, să intre pe site-ul nostru și există acolo toate datele pentru a se adresa departamentului de inspecție farmaceutică. Sigur că este un lucru extrem de grav și inspectorii noștri vor lua măsurile care se impun, dar trebuie să se asigure că într-adevăr termenul este expirat. Noi am mai comentat astfel de situații, a fost o farmacie din Iași, a fost îndelung mediatizat aspectul respectiv și inspectorii noștri s-au deplasat împreună cu o echipă din partea Ministerului Sănătății la farmacia respectivă și s-a făcut un raport de inspecție în funcție de tot ce s-a găsit la raft. Și foarte important, cum le spunem noi întotdeauna, să păstreze bonul ca să aibă dovada achiziționării medicamentului. Să ne întoarcem puțin atenția către reclamele TV, să vedem dacă agenția se ocupă de acestea, dacă dă amenzi. Este foarte important și mă bucur că mi-ați pus această întrebare, pentru că, din nou, telespectatorii trebuie să știe faptul că Agenția Națională a Medicamentului autorizează numai spoturile publicitare pentru medicamente, nu și pentru suplimentele alimentare. Și de aceea, ori de câte ori am avut ocazia, am spus-o și acum am să spun din nou faptul că acele spoturi publicitare pentru suplimentele alimentare, care sunt extrem de exagerate și care atribuie suplimentului o indicație terapeutică, nu au fost autorizate de noi și noi ne simțim obligați să luăm atitudine împotriva acestui aspect. Faptul că se atribuie o indicație terapeutică unui supliment alimentar, care prin definiție este doar un adjuvant într-un tratament, așa cum îi spune și numele, este un supliment, este un lucru, considerăm noi, extrem de grav și facem apel la populație să manifeste rezervă în a
crede tot ce spune un spot publicitar pentru un supliment alimentar. Pentru că tot ați menționat acest lucru când ne uităm la televizor, să spunem foarte clar, un supliment alimentar la ce se referă? Doar la acele lucruri care ne ajută la slăbit sau și vitamine? Care este exact gama? Sunt și suplimente alimentare care conțin oligoelemente, care conțin substanțe necesare, sigur, care se adaugă unui tratament într-o anumită boală, ele, repet, completează un tratament, nu au o indicație terapeutică propriu-zisă sau pot fi suplimente alimentare pe bază de plante medicinale care sunt autorizate sau notificate de Institutul de Bioresurse Alimentare care ține de Ministerul Agriculturii. Dar, ca definiție, suplimentul alimentar nu vindecă. Nu vindecă o boală. El este un adjuvant. Atât și nimic mai mult. Este foarte important să știe cei de acasă acest lucru. Să vedem dacă agenția se ocupă și de vaccinuri, pentru că nu am vorbit despre acestea. Avem un departament care se ocupă de autorizarea, de evaluarea, autorizarea de punere pe piață a produselor biologice, dar acest departament se ocupă de analiza serie cu serie numai pentru vaccinurile românești. Faptul că în prezent Institutul Cantacuzino nu produce niciun vaccin în momentul de față, nu eliberăm serie de serie niciun vaccin. Din cunoștințele dumneavoastră, românii își vaccinează copiii sau chiar adulții așa cum ar trebui sau cam sar acest pas? Puneți din nou o întrebare în afara atribuțiilor noastre, dar desigur există un program național de imunizare și considerăm ca specialiști în domeniul medicamentului că vaccinul, tratarea populației prin vaccinare sau imunizarea prin vaccinare, sigur este un lucru extrem de important și Ministerul Sănătății face adevărate campanii de informare a populației în vederea vaccinării, în special a vaccinării în cadrul programului obligatoriu de imunizare a populației. Din păcate știm că și uneori la noi obligatoriu nu înseamnă întotdeauna, adică lumea nu înțelege, deși este un risc să nu... Vaccinurile sunt un tratament extrem de important în atâtea maladii și chiar dacă de multe ori, sigur, s-a discutat despre efecte adverse ale unor vaccinuri, s-a discutat de mai multe ori acest aspect, trebuie să, încă o dată, să revenim cu o precizare care, de fapt, mesajul fundamental în cadrul strategiei noastre de comunicare și anume că orice medicament are reacții adverse sau, mai bine zis, niciun medicament nu este lipsit de reacții adverse. Important este ca raportul beneficiu-risc să fie favorabil pentru că, așa cum puteți constata citind prospectul unui medicament, întotdeauna se precizează reacțiile adverse posibile. Nu este obligatoriu ca un pacient când își administrează un medicament să aibă o anumită reacție adversă care este cuprinsă în prospect, dar trebuie să înțeleagă că reacții adverse apar la administrarea medicamentelor. Dimpotrivă, dacă îmi permiteți, am să divaghez și am să spun că se face apel la pacienți și noua legislație, noua abordare, noua modalitate de abordare a farmacovigilenței, tocmai asta o permite, să facem apel la populație, la pacienți, să semnaleze orice reacții adverse direct către noi sau către medicul curant, către medicul de familie,
tocmai pentru a veni în sprijinul autorităților medicamentului de a depista cât mai multe reacții adverse. Cu cât un medicament va fi mai bine cunoscut, cu cât vom ajunge la conștiința pacientului și acesta va înțelege că este rolul său să depisteze eventual sau să anunțe autoritățile cu privire la o nouă reacție adversă suspectată de el, cu atât medicamentul va fi mai bine cunoscut și cu atât riscul de apariție a unor reacții adverse grave va fi diminuat. Pe lângă ce ne-a spus în prima parte a emisiunii referitor de la medicamentele retrase de pe piață, mai există ceva de curând s-a mai retras de pe piață? Poate cei de acasă ar trebui să știe. Deci eu invit pe oricine care ne ascultă să intre pe site-ul Agenției Naționale a Medicamentului, repet adresa www.anm.ro și acolo vor vedea comunicate de presă publicate de noi referitoare la siguranța în administrarea medicamentelor. Sunt comunicate de presă ale Agenției Europene a Medicamentului, pe care noi, ca autoritate a medicamentului în cadrul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, suntem obligați să le traducem și să le postăm pe site la îndemâna pacienților. De ce să nu comentăm un ultim comunicat referitor tocmai la acele pastile numite Diane 35? Este un aspect care a fost extrem de mediatizat începând cu luna ianuarie 2013, dacă vă amintiți, și am dat nenumărate interviuri legate de acest medicament. Tocmai pentru că una din agențiile medicamentului din Uniunea Europeană, și anume agenția omologă din Franța, a semnalat faptul că Diane 35 trebuie să iasă de pe piață sau că ei doresc să suspende autorizația de punere pe piață din cauza unor acumulări de semnale privind cazurile de tromboembolism venos pe care acest medicament l-ar genera. Și numeroasele reacții adverse acumulate în timp de 25 de ani de când medicamentul se afla pe piață, i-a determinat să ia această decizie, pe care, bineînțeles, au comunicat-o Agenției Europene a Medicamentului, care a dispus cercetarea tuturor datelor disponibile referitoare la siguranța acestui medicament de către un comitet nou înființat în 2012, Comitet de Farmacovigilență și mă scuzați, am uitat denumirea exactă, este un nou comitet de farmacovigilență care analizează toate datele noi de farmacovigilență care parvin Agenției Europene a Medicamentului. Ori acest comitet de farmacovigilență a luat decizia în ședința din luna mai 2013, acum la începutul lunii mai, că din toate datele disponibile cercetate, medicamentul poate fi menținut pe piață cu o singură condiție, să fie utilizat numai în tratamentul acnei, acnei moderate și severe, când nu există o reacție la alt tip de tratament, dar să nu mai fie utilizat ca și anticoncepțional. Deci este un caz unul dintre ultimile comunicate de presă puse pe site-ul nostru îl comentează. Deci invit ascultătorii, telespectatorii dumneavoastră să cerceteze comunicatele de presă referitoare la siguranța medicamentului pe care noi le postăm pe site.
Știm că au fost foarte multe scandaluri în presă, dar și informații corecte referitoare la probleme cu carne și așa mai departe. Găsiți un sprijin în presă? Este interesată? Vă promovează corect? Este un lucru pe care noi îl dorim foarte mult, și anume să avem un parteneriat real cu mass media, pentru că este foarte bine cunoscut rolul mass mediei de formator de opinie, de informare, dar și de formator de opinie. Ori dacă noi, ca autoritate națională în domeniul medicamentului, avem o relație de comunicare corectă, bazată pe informații exacte, furnizate la timp, informații de încredere, atunci mass media, la rândul său, poate prelua informații noastră și în felul acesta ajunge corectă și exactă, precisă la pacient. Este foarte important lumea să nu creadă, să se ducă la sursă. Cum este foarte important ca mass media să nu deformeze informația noastră, sau atunci când noi susținem un anumit lucru, să nu încerce să caute alte sensuri în spatele a ceea ce spunem. Trebuie să o spun cu tristețe că atunci când s-a comentat îndelung cazul acestui medicament, Diane 35, s-a spus, și autoritatea franceză a spus că intenționează să-l suspende autorizația de punere pe piață, imediat ni s-a reproșat faptul că noi nu avem aceeași atitudine și că punem în pericol viața pacientului. Când am spus că așteptăm decizia Comitetului de Farmacovigilență și de Evaluare a Riscului, acesta este denumirea corectă a acestui comitet al Agenției Europene a Medicamentului, când am spus că așteptăm această decizie a acestui Comitet de Farmacovigilență, am fost acuzați că nu putem lua singur o decizie. Ori legislația europeană nu ne permite să luăm o astfel de decizie atunci când la noi, la Serviciul de Farmacovigilență și Management al Riscului, nu s-au depus atâtea reacții adverse, nu s-au semnalat atâtea reacții adverse cât să ne permită să luăm o astfel de atitudine. De aceea, tocmai de aceea, noi venim și facem un apel atât către profesioniștii din domeniul sănătății, atât către medici, către asistenții medicali, pentru că noua legislație de farmacovigilență permite și acestora să semnaleze reacțiile adverse pe care le-au aflat la rândul lor de la pacienți. Deci, cu atât mai mult facem un apel atât către profesioniști, cât și către pacienți să semnaleze reacțiile adverse spontane. Serviciul nostru de farmacovigilență și management al riscului va evalua aceste reacții adverse semnalate și atunci când va considera oportun, le va valida și le va transmite mai departe în baza de date europeană a Agenției Europene a Medicamentului, numită EUDRA Vigilance. Această bază de date, care a fost creată în 2001 de Agenția Europeană a Medicamentului, este cea care colectează din partea tuturor autorităților competente în domeniul medicamentului reacțiile adverse semnalate. Deocamdată numai reacțiile adverse grave, dar până în 2016 această bază de date se va perfecționa și se vor colecta și reacțiile adverse non-grave. Deci trebuie să înțeleagă telespectatorul, pacientul, trebuie să înțeleagă că autoritățile sunt preocupate de sănătatea publică și că acest apel continuu care se face către profesioniști, dar și către pacient, de a conștientiza importanța raportării reacțiilor adverse este extrem de important. Deci apelăm la pacient să ne fie un partener real. Nu numai la mass media, dar și la pacienți. Da, pentru că poate de multe ori văd acolo că s-a făcut un studiu și se gândesc că acela a fost și nu mai are rost să mai spună și ei ce reacții sunt. De aceea este important. Sigur, aveți dreptate. Studiul clinic
este cel care determină autoritatea să autorizeze un medicament. Dar așa cum v-am spus și înainte, nu este suficient. Adevăratul impact al medicamentului cu pacientul este după autorizarea de punere pe piață. Sigur, pacienții consideră că dacă un medicament care a fost pe piață 10 ani, 20 de ani, 25 de ani și după 25 de ani o autoritate vine și spune suspendăm autorizația. A fost și cazul medicamentului antidiabetic Avandia, medicament care se afla de foarte mult timp pe piață, dar trebuie să se înțeleagă că post-autorizare, după ce medicamentul este folosit de marile comunități de oameni, se pot semnala alte reacții adverse, mai multe decât și poate și mai grave decât cele semnalate într-un studiu clinic. Este un fenomen normal. Asta trebuie să se înțeleagă. Dacă îmi permiteți și dacă mai am timp, aș vrea să vorbesc și de un alt aspect, de un aspect nou și care preocupă foarte mult autoritățile competente, dar în primul rând Agenția Europeană a Medicamentului care ne coordonează activitatea. Este vorba de medicamentele care vor fi supuse așa numitei monitorizări suplimentare a siguranței. Poate că ați mai auzit de acest aspect pentru că am mai vorbit despre el. Ce înseamnă monitorizarea suplimentară a medicamentelor? Este o categorie de medicamente care vor avea pe prospectul lor un simbol negru, un triunghi cu vârful în jos și un scurt comentariu prin care se anunță pacientul că acest medicament este supus unei monitorizări suplimentare a siguranței. Sigur că acest simbol negru care va fi prezent pe prospectul unor medicamente, și am să vă spun imediat despre ce medicamente este vorba, poate va speria pacientul că medicamentul n-a fost suficient studiat și că el poate este un cobai. Nu, nimic mai fals, nimic mai eronat. Și noi vom duce o campanie de informare a pacienților până în ianuarie 2014 referitor la acest aspect. Este vorba de toate medicamentele nou autorizate, nou puse pe piață, de medicamentele care au fost autorizate de la 1 ianuarie 2011 până în prezent, de toate medicamentele biologice, respectiv de vaccinul și de medicamente din sânge și plasmă și de medicamente pe care tocmai acest comitet nou înființat în 2012, acest comitet de farmacovigilență și evaluare a riscului, va considera că trebuie să fie supuse unei monitorizări suplimentare siguranței. Și tocmai pentru aceste medicamente care pe prospect au acest simbol negru, tocmai pentru acestea se face un apel în plus la pacient să raporteze orice reacție adversă suspectată alta decât cea menționată în prospect. Deci acest simbol, departe de a avea rolul de a speria pacientul, trebuie dimpotrivă să îl convingă că autoritățile sunt preocupate de siguranța în administrarea medicamentelor și că pacientul este un partener în acest efort. Așadar, vom urmări în continuare campania despre care spuneați. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Sper că le-am răspuns celor de acasă la cât mai multe întrebări. Rămâneți alături de noi pentru că urmează partea a doua emisiunii Dialog cu consumatorii. Revenim în scurt timp.